Starea de alertă s-a prelungit cu încă 30 de zile pe întreg teritoriul țării. Toate restricțiile care erau până acum rămân în vigoare. Restricțiile printre care interdicția de a organiza petreceri sau de a circula pe timpul nopții rămân de asemenea în vigoare. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat prelungirea stării de alertă pe teritoriul țării începând de astăzi 13 ianuarie pentru o perioadă de 30 de zile. Vom purta în continuare măști de protecție în spațiile publice, și se menține interdicția desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise sau deschise, publice sau private. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de șase persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri. Se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile pentru toate persoanele în afara locuinței în intervalul orar 23:05 cu excepții motivate.